Pentru remedierea unei avarii la una din conductele principale de alimentare cu apă, care pleacă de la stația de tratare și pompare Cernavodă, în zona de intrare pe autostrada Soarelui, Seceraja ESA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile pe acest tronson, astăzi 25 august, în intervalul orar 12:30-18. În acest interval, abonații din orașul Cernavodă au avut apă cu presiuni scăzute. Reprezentanții companiei își cer scuze tuturor consumatorilor afectați de această lucrare și le mulțumesc pentru înțelegere.